Accidentul a avut loc în parcarea exterioară a parcului, când foarte mulți părinți erau la plimbare cu copiii, iar toate locurile de parcare erau ocupate. Oamenii povestesc că cei doi copii au fost loviți exact când au ieșit din parc și se aflau pe trotinete și erau împreună cu mama lor. Imediat câțiva martori au aplicat masaj toracic băiatului, care nu mai avea puls, iar pe fetiță cu greu au scos-o de sub roțile autoturismului și au fost transportate în stare gravă la spital. Imediat polițiștii au încercuit zona. Medicii de la Smurd nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe băiat. Pe sora lui au stabilizat-o și au transportat-o la spitalul Grigore Alexandrescu în stare foarte gravă. Procurorii criminaliști au cercetat întreaga mașină de unde au luat amprente, pentru că potrivit primelor informații și ale declarațiilor martorilor, în autoturism ar fi aflat 4 persoane. Imediat după producerea accidentului, toți au luat-o la fugă. Tânărul de 17 ani, fără permis de conducere, care a provocat accidentul, și prietenii săi au fost însă surprinși de camerele de supraveghere din zonă și identificați rapid. Adolescentul, care se afla la volan, s-a predat după mai bine de 4 ore. Din primele date, conducătorul unui autovehicul, care se deplasa în parcarea exterioară a parcului Pantelimon, a surprins și accidentat 2 pietoni și a avariat 4 autovehicule parcate. După producerea accidentului rutier, conducătorul auto a părăsit locul accidentului fără încuvințarea poliției. La audieri au mai fost aduși proprietarul mașinii, prietenii minorului și proprietarii autoturismelor avariate. Unul dintre ei spune că a avut mare noroc că nu a fost rănit în accident. Nu trecuseră nici 5 minute de când intrase în parc și a fost anunțat că vehiculul i-a fost distrus. Venisem în parc seara să mă relaxez și m-am trezit când să plec cu mașina făcută zob și, din păcate, cu vestea că au murit doi oameni. N-am altceva să mai declar, că stăm de la 7:30 și la 2:30 la mașina. Tânărul, chiar dacă este minor, răspunde penal pentru fapte. Este cercetat pentru omor, vătămare corporală gravă, fugă de la locul accidentului și conducerea pe drumurile publice fără permis. Medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu au reușit să-i replanteze piciorul fetiței de 7 ani rănită în accidentul rutier. 9 ore a durat operația. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Între timp, la poliție au loc audieri, iar colegul meu, Marius Popescu, ne aduce mai multe informații. Bun găsit, ascultăm, Marius. Bună ziua, chiar în aceste momente autorul accidentului a fost scos de aici, de la audier, de la Brigada Rutieră Capitale, și se află în această mașină. Urmează a fi dus la parchet, din ceea ce susține surse judiciare, pentru a avea loc și acolo o audiere și pentru ca procurorul să facă propunerea legată de măsuri judiciare. Vorbim cel mai probabil de o propunere privind o arestare preventivă, dar evident trebuie să așteptăm ce va spune, ce va decide procurorul. Trebuie spus că atât autorul acestui accident, cât și tânărul de 18 ani care îl însoțea s-au predat în jurul orei 12 noaptea și apoi au discutat aici cu polițiști. A avut loc o audiere și la ora 7 dimineața, în privința autorului acestei fapte, s-a dat și reținere. A fost așteptat un avocat din oficiu pentru cea de-a doua persoană care se afla în mașină, pentru că cel care a produs accidentul a venit însoțit aici de avocat. Iată, acum îl vedeți și pe cel de-al doilea tânăr, cel care se afla în mașină alături de autorul accidentului, și trebuie spus că și acesta va suporta consecințe legale, tocmai pentru că vorbim despre încredințarea unui autoturism către o persoană despre care știa că nu are permis auto, și iată că în această situație riscă o pedeapsă, atenție, aceeași cu cea pe care o poate primi o persoană care a condus fără permis. Vorbim de o încadrare între 1 și 5 ani, vorbim, iată, despre o pedeapsă destul de importantă. Rămâne de văzut ce vor stabili în continuare procurorii. În privința minorei de 7 ani, medicii ne-au transmis că aceasta a fost operată timp de 9 ore și se pare că sunt șanse foarte mari ca piciorul micuței să fie salvat. Evident, în continuare copila se află în stare gravă în spital și nu putem decât să așteptăm cele ce le vor comunica medicii în privința evoluției sale. Evident, să sperăm cu o evoluție cât mai bună și că acel copil până la urmă va pleca din spital în cele mai bune condiții. Atât pentru moment. La revedere!